Fata uncheașului de Dumitru Stăncescu A fost o dată ca niciodată că de n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit. A fost un uncheaș care avea o fată micșoară, rămasă de la nevastă sa care murise. De la o vreme, ce l-a apucat pe uncheaș nu că să se însoare. Să găsesc o creștină să vază de noi, zicea uncheașul. A găsit o văduvă și s-a însurat. Nevasta a doua a uncheașului a fost având și ea o fată de la bărbată din tâi. Cât a fost fata uncheașului mai micșoară, au mai mers lucrurile cum au mai mers, dar când s-a mărit, au început baba și cu fata ei a opismui că era vrednică, tare vrednică și frumoasă de pica. Care flăcău trecea pe linia satului, își strâmba gâtul uitându-se după ea, iar de vedea pa babei se tot ducea, că era sluțică săraca și zbanghie și crescu pisma babii și a fetei ei de nu mai știa fata uncheașului ce să facă ca să le intre în voie, că o tot o cărau și o băteau pentru tot ce făcea, că zicea că e prost făcută treaba. O mângâiere avea și ea biata fată, o vacă. Eu lăsase măsa, care, când era să moară, o chemase și îi zisese, Maică, eu mă prăpădesc, tu să ai grijă de vacă, când o ia avea ceva, spune ei, că ea te pricepe și te -o ajuta cu ce-o putea. Pe vacă o chema Bălaia și numai fata o ducea la păscut, iar când era ea mai cu jale în inimă, plângea și îi spunea vacii păsurile toate, iar vaca o lingea și se întrista și ea, viata văcuță, de gândeai că o să-i pice lacrimi din ochi ca la oameni. Baba vedea că, de câte ori o bătea, ori o ocăra, ea se ducea la vacă în staul și, când și când, tot la vacă răzbea. Și pe urmă, la mulți, nu se lăsa să o mulgă altul decât fata, iar pe ele le împungea, ori da cu picioarele întrânsele. S-a gândit că trebuie să fie ceva la mijloc și i-a pus gând rău Într-o zi, fiind să se ducă baba cu fisa la o sora a ei într-un alt sat, a lăsat pe fata oncheașului să facă tot prin casă, iar pe deasupra i-a mai dat o baniță de caiere să le toarcă pe toate până seara, când s-o întoarce ele, că de nu o sluțește. Ce să facă biata fată? Cum să toarcă ea o baniță de caiere într-o zi? S-a dus plângând la vacă și a spus că uite și uite ce îi cere baba și a zis că mă sluțește, auzi, de nu le-i face toate cum i-a poruncit, urmă fata tânguindu-se. Dar vaca de colo îi zise cu glas omenesc. Nu mi te tângui, fata mea, toarce, toarce că le isprăvești și îți mai rămâne și vreme să dretiști prin casă și să faci și de mâncare. S-a apucat fata de tors și, până când s-a coborât soarele după dealuri, le-a dat gata, că îi sfârâia mâna nu altceva, de s am fost mirat și ia ce minune să fi fost aia. Și după ce a isprăvit, s-a apucat de a așeza prin casă și a pus să fiarbă de mâncarea și când a venit seara, baba cu fiisa ce să vadă? Toate curate, casa deretecată, vitele adăpate, bucatele gata și caierele toate toarse. A întrebat o baba pe fată că cine i-l-a tors, cum și ce fel. Fata a răspuns că ea l-a tors, cine altcineva. A tăcut baba, că n-a avut ce zice, dar a cugetat în ea că trebuie să fie amestecat cineva, ci că lucru curat nu era și s-a gândit la vacă. Duminica viitoare, hai să se ducă baba cu fisa la horă. Când să plece, cheamă pe fata uncheașului și îi zice. Fă, îți las banița asta de grâu să mi-l alegi bob cu bob, să-l speli, să-l usuci și să-mi dai banița plină aleasă. Iar s-a dus fata la vacă plângând și vaca îi zice, pune pe lucru, fata mea, că o să faci tu și pasta asta. Și drept. S-a pus fata să aleagă și cum i-au mers degetele, cum nu, a isprăvit ce-i dăduse baba să facă, tot a terminat până a sfințit soarele, de a putut vedea și de ale casei. Duminica viitoare, când să plece baba ea la horă, ca apuca de se tot ducea mereu, doar deși o putea mărita odorul, chemă pe fata uncheșului și îi zise N-a banița asta de mei să mi-l numeri, să-l faci grămăjui de câte o sută și de câte o mie, dar să fie numărat bine, că le număr și eu și de n fi tocmai, îți tai coadele și-ți scot ochii. De data asta, fata n-a mai plâns, că prinsese curaj văzând că vaca o ajuta în toate izbândele ei. S-a dus numai la ea și a spus cum merge pricina. Și drept, vaca i-a răspuns. Numără, fata mea, numără, că îi sprăvești până vin de la horă. Când se întoarce baba și vede că și asta o găsește făcută, s-a căinat de tot și și-a zis în gândul ei. Asta vacă trebuie să le facă, că nu are cine. Și-a prins mare pică pe ea. A doua zi se duce la un și îi zice. Ia ascultă un cheaș, ce mai ținem noi vaca aia noastră de noteiem? Că nici de prăsilă nu e bună, nici vreun lapte grozav nu dă, nu mai mănâncă degeaba și mai e și rea, că nu se poate apropia nimeni de ea. Încheașul că, vai de mine, cum să tai o biata vacă rămasă de la nevasta mea de întâi, că atât mai am și eu de la ea. Așa, zice baba mâniată, de la nevastă ai, apoi dar să te duci să trăiești cu nevastăta din tii, dacă e așa, nu cu mine. Și a plecat baba după ce mai zise multe de ale ei băbești, între care că, de nu o taie, cu ea pâine și sare nu mai mănâncă. Când a înțeles fata ce plămia baba, ce bogete și ce plâns crezi că au apucat-o, dar ce era să facă, că era un cheașu slab de înger și, după ce a zis baba de câteva ori să o taie, a și hotărât să o taie. Și vaca i-a zis, să nu plângi, să nu te îngrijești că eu sunt năzdrăvană și nu mă prăpădesc, ci mai bine ascultă ce să faci după ce mor tăia. Să-mi alegi oasele, unghiile și coarnele și să le învelești în bălegar noaptea, când nu te-o vedea nimeni. Și când o avea trebuință de ceva, vină la locul unde le-i înveli și spune locului tot că eu am putere mare în cornul drept. Tăie un cheșul vaca, făcu fata cum o învățase ea și, duminica viitoare, cei veni babi căci văzuse că se tot învârteau flăcăie pe lângă casă când era ea afară și era nu mai să nu se mărite înaintea fetii ei. Deci, ce-i veni? O luă înainte de a pleca ea la horă cu fisa și îi turnă în cap apă și pe urmă cenușă și tărâțe, o spăi pe o cu funingine și o lăsă amenințând-o ca să nu se spele, ci așa să o găsească, că o znopește în bătaie altfel. S-a dus fata plângând la băligar, după ce a plecat baba și i-a spus locului unde erau îngropate oasele vacii ce i s-a întâmplat și a întrebat, până când o să trăiesc eu așa? Atunci auzi un, un glas zicând, nu te prăpădi cu firea așa, fata mea, ci trage cornul drept și zi să-ți dea haine frumoase și podoabe să te îmbraci cu ele și pe urmă du-te și tu la horă. Fata face cum o învăță glasul și se pomenește vere cu niște haine cu ziua și cu noaptea și se îmbracă cu ele de era ca o fată de împărate de frumoasă și pleacă la horă și se prinde în joc și joacă ușor de parcă erau în fluture. De deci s-au minunat toți și au fost întrebând care mai de care. Cine să fie fata asta? O cunoaște careva? Dar nimeni nu știa. Pe vremea aceea Cică, era obiceiul de veneau feciorii și fetele de împărat la horă și s-a întâmplat de a venit și feciorul împăratului ținutului ăluia la hora aia, în ziua când s-a dus și fata uncheașului, îndemnată de rămășițele vacii. El, cum a văzut-o, s-a prins lângă ea, a întrebat-o, a sucit-o, dar ea nu răspundea nimic. A mai învârtit de trei ori hora după ce s-a prins feciorul împăratului și pe urmă s-a desprins din horă și s-a făcut nevăzută parcă n-ar fi fost. S-a dus acasă, s-a dezbrăcat și a băgat hainele și podoabele în corn, l-a vârât la loc în băligar, s-a pomenit murdară pe față și în cap ca mai înainte și s-a dus de s-a așeza pe vatră unde a găsit-o baba când s-a întors. Fata Babi i-a spus și ei ce a văzut, cum a venit o fată de împărat frumoasă, de o minune și îmbrăcată cu ziua și cu noaptea, cum s-a prins feciorul împăratului lângă ea și cum pe urmă a pierit dacă n-ai văzut-o și tu, să știi că n-ai văzut nimic, zise fata Babi, sfârșind, mai mult să-i facă necaz, că i-a văzuse și fata uncheașului nu. Atunci fata i a răspuns, dacă n-am și o haine să fi mers și eu să o văz. Ce să mai vază și o proastă ca tine așa minunății, sări baba de colo cu gura, tu să stai acasă în cenușă, nu la horă, auzi tu, horă. Peste câteva zile, după ce fusese fata ungheașului la horă, se pomenește lumea cu pristavi că strigă în toate răspântiile ținutului și prin orașe și prin sate și prin cătune că feciorul împăratului face în duminica viitoare sărbătoare mare la palatul tătâne său, cu jocuri și cu veselii. Și cine e frumos la față să poftească. Pasămite, feciorul împăratului făcuse așa că doar o veni și fata minunată lângă care se prinse la horă și care pierise ca luca, de nu-i mai știa de urmă. Fata uncheașului a aflat de la soră sa că ce o să se întâmple la palat, că sluta, vezi dumneata, se credea frumoasă și se pregătea să se ducă și ea. Și numinică, când a plecat măsa vitregă cu fata ei, ea a dat furga la corn și a cerut să-i dea haine cu cerul și cu stelele, un cal ca zmeul și om să l ție până o ieși din palat, că vrea să se ducă și ea să joace. Ea a dus cornul ce a cerut și ea a plecat. Cum a ajuns de a intrat la palat, ea că și feciorul împăratului îi ieși înainte, și prin a o întreba despre toate, dorind să afle cine e și cum, ea a răspuns că puterea ei e să fie nevăzută, să stea o clipă și să plece. Atunci, feciorul de împărat i-a spus că o iubește, iar ea i-a răspuns că nu iubește pe nimeni. Totuși, numai cu el juca, cu altul nu. Când să plece, el îi ceru inelul din deget și ea îl dădu. În duminica viitoare, feciorul împărat Nemai putând fără ea, a mai poftit lumea la o serbare, iar a venit cu niște haine pe ea, cu cefer pe umere și iar așa a pierit, lăsând în nedumerire pe feciorul de împărat. Atunci el ce s-a gândit? Să mai poftească o dată lumea la o serbare, duminica ce venea, și să ia pantoful din piciorul fetei cum va putea și pe urmă știa el ce să uneltească. Așa a și făcut. Când se plece ea, după ce a jucat cât a jucat, s-a luat feciorul după dânsa și când să sară pe cal, i-a scos pantoful din picior, iar fata a plecat așa, cu piciorul gol. A doua zi, cum s-a sculat, feciorul de împărat spuse tatălui său toată și retenia cu fata și îi mai spuse că el pleacă cu pantoful și cu inelul fetei cei plăcuse să o caute și că nu se va întoarce acasă până nu o va găsi. Pleacă și umblă el, umblă, căutând țara întreagă, prin orașe și prin sate, până s și, și în satul în care sta fata uncheașului. Colindă din casă în casă, căută peste tot și, ajungând la uncheaș și intrând pretutindeni, dă și peste fata lui, murdară cu cenușă și cu tărâțe în cap, ca și o ținea baba mereu acum. Iar când îi încercă pantoful, el parcă fu chiar de acolo, din piciorul ei, atunci o întrebă feciorul de împărat. Ea e fata de a jucat lângă el la horă și la palatul tătâne sub de trei ori? Iar ea a răspuns că da, ea e. Dar baba de colo a început a o cărâ și a spune feciorului de împărat că nu e adevărat, că e o mincinoasă și altele de astea. Dar fata zise, măria ta, eu sunt și, dacă nu mă crezi, așteaptă nițel și o să vezi cu ochii tăi. Atunci s-a dus la locul unde erau îngropate vasele vacii, a scos cornul și a zis să o îmbrace cu hainele cu care fusese îmbrăcată întâi când o văzuse feciorul de împărat și veni îmbrăcat la dânsul. Pe urmă se duse de se îmbrăcă pe rând și cu celelalte haine, de rămase feciorul de împărat de plin încredințat că ea era și așa a poftit-o să se urce în trăsura lui împărătească și a luat-o cu el la palat, unde a făcut nuntă împărătească de a ținut șapte zile și șapte nopți, iar baba, de necaz, a crăpat și fiisa, tot nemăritata, a rămas, că cine să se uite la sluțenia dracului. Pe un cheaș a pus fiisa, de la adus la palat cu ea, unde a trăit până a murit. Iar eu încă le cai pe șa și sfârșii povestea, că de nu s-a fi sfârșit, tot aș mai fi povestit. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube, totul este posibil, pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Nak tebu nak kopi.